Bine ați revenit! Dacă accelerația este diferită de zero, dar este constantă în timp, mișcarea se numește uniform variată. Pentru o mișcare rectilinie, putem defini accelerația ca fiind raportul dintre variația modulului vitezei și durata acestei variații. Iar dacă variația vitezei este V minus V0 și dacă notăm durata mișcării cu T mic, atunci din această formulă putem găsi legea vitezei în mișcarea uniform variată, ecuația pe care o vedeți scrisă cu roșu. Puteți vedea acum graficele viteză funcție de timp pentru două mișcări uniform variate cu accelerație pozitivă. Mișcările diferă prin valoarea inițială a vitezei, care aici este pozitivă, iar aici este negativă. Iar acum puteți vedea graficele vitezei pentru două mișcări cu accelerație negativă, din nou aici cu viteză inițială pozitivă, iar aici cu viteză inițială negativă. Pentru a găsi legea spațiului, putem folosi graficul legii vitezei, pentru că area de sub grafic este numeric egală cu deplasarea. Area albastră se poate calcula cu produsul V0 ori T, iar area roșie cu produsul AT înmulțit cu T, totul supra 2, adică AT pătrat supra 2. Dar deplasarea este în general diferența X minus X0, așa că obținem relația scrisă cu roșu, care se numește legea spațiului în mișcarea uniform variată. Știm că viteza medie este definită ca raportul dintre deplasare și durata deplasării, adică D supra T. Dar ați văzut că deplasarea este V0T plus AT pătrat supra 2. Rezultă că viteza medie este V0 plus AT supra 2. Dar din legea vitezei se vede că produsul A ori T este V minus V0. Și folosind această relație se poate arăta că în mișcarea uniform variată, viteza medie este media aritmetică a vitezei inițiale și vitezei finale. Atenție, asta nu e adevărat pentru orice mișcare. O altă formulă foarte importantă este formula lui Galilei. Pentru a o găsi, exprimăm timpul din legea vitezei și substituim expresia timpului în legea spațiului. Obținem ecuația scrisă cu roșu, care se numește formula lui Galilei și care e foarte importantă pentru că leagă deplasarea de viteze și de accelerație fără să apară timpul. Acum puteți vedea graficele vitezei și coordonate într-o mișcare cu accelerație pozitivă, în care x0 și v0 au fost nule și o animație a acestei mișcări. Iar acum puteți vedea graficele vitezei și coordonate într-o mișcare cu accelerație negativă, în care viteza finală este 0 și o animație corespunzătoare. Vă arăt încă două grafice și animații ca să puteți vedea ce se întâmplă atât înainte cât și după momentul în care viteza ia valoarea 0.